Aleșii județului pregătesc un nou contract gras pe bani publici prin care se vor lăuda singuri în presa locală și regională. Un anunț privind achiziția serviciilor de publicitate la televiziune, radio și ziare a fost deja postat în sistemul electronic de achiziții publice. Șefii județului pun la bătaie aproape 1,3 miliarde de lei vechi chiar în campanie electorală. Este vorba de serviciile de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Județean Gorj. Acest contract se va derula pe întreaga perioadă a anului 2012 până la 30 decembrie. Valoarea estimată a contractului este de 120.600 de lei. Termenul de depunere a ofertelor este 1 iunie, ora 9. Licitația prevede împărțirea serviciilor de reclamă în 4 loturi. Cei mai mulți bani, respectiv 432 de milioane de lei vechi, se vor duce la cele 3 televiziuni a căror emisie cumulată trebuie să cuprindă 70% din suprafața județului. Emisiunile difuzate lunar la TV vor totaliza 360 de minute, în timp ce spațiul din cele 3 cotidiene locale trebuie să fie de 12.000 de centimetri pătrați. Atunci când este întrebat de bani, șeful Consiliului Județean se înfurie. Ia bă, dă cheltuielile la ăștia de la RTV, că sunt savanți acum. Gata, bă, se înregistrează cât vrei acolo, bine? Aleșii județeni nu vor să apară doar la televizor, ci și la radio, în ziare locale și chiar regionale. Primul lot presupune publicitatea în 3 posturi de televiziune locală. Cel de-al doilea lot, publicitatea folosind 3 posturi de radio locale. Iar lotul 3 este reprezentat de publicitate în cadrul a 3 cotidiene locale și mai avem încă un lot de publicitate în cadrul unui cotidian regional. Sumele plătite de șefii administrației județene pălesc de-a dreptul în fața celor puse la bătaie de aceștia, din postura de politicieni. Ei cheltuiesc bani grei pentru achiziția de materiale de campanie sau realizarea spoturilor electorale.